Deadly. Deci, salutare lume și bine ați revenit la un nou videoclip dintr-o nouă serie, de data aceasta serie de Metin. Jucăm Metin, da. Jucăm World of Metin 2. Ok, n-am mai intrat pe Metin de o lună și ceva, de sincer. Nu mai știu juca, adică mi se pare foarte ciudat cum trebuie să mișc cu mouse-ul și chestii. Ok, așa, uite. Ok, bun. De ce jucăm World of Metin 2? Păi, sincer, un server englez, foarte bine gândit și, sincer, chiar îmi place. Uite, deci uitați, chiar când îți crezi caracterul, poți să-ți pui aici o anumită freză cu care să începi, știi? Și foarte tare. Și văd că am văzut, sunt nu foarte mulți, dar sunt mulți player pe server. Ceea ce foarte tare. De ce nu m-am apucat de Nodero? Am zis că eu m-am lăsat, nu? Și am zis că de ce să mă apuc iarăși de Ro? Pentru că, sincer, nu prea vedeam rostul. Nu că acesta ar fi mai bun sau ceva de genul, dar mi se pare mai ok să stau aici. Bine, să se bagă. Și de ce mi-au damage? Înțeleg. Mi se pare mai, să zicem, mai bine să joc pe un privat, cred eu. Pentru că pe ro, sincer, dea mult timp și, sincer, din nou iar zic sincer, nu am eu așa mult timp să stau pe ro să văd, să stau să farmez, să mă uit la prețuri și toate chestiile. Uite asta. Ok, bun. M-am vorbit puțin la început pentru că nu știu de ce. Hai să începem cu lucrurile mai serioase. Deci, un sistem cu misiuni foarte bine organizat. Sincer, văd aici. Ok. Încă o chestie. Bine, la Sura deja sunt 6 skill-uri, dar la Orci, la Ninja, mai este adăugat încă un skin. Al 6-lea skin. Ok. Metinul e în engleză, deci puteți vedea și voi aici. Da, uite, tot fel de chestii, fine. Ratele, sincer, nu știu cât sunt, probabil că sunt 20, 25, de fapt. Să vedem ce e aici. A, uite. Partizan. Semi. Tare. Ok. Nu știu, sincer, cât sunt ratele, dar am văzut că level maxim e totuși 105. Player online sunt câteva sute. Deci pare ok. De crescut se crește bine. Yang-ul, să zicem că și el se face. Punctele punem int și vit. Două int, două vit, cred. Mamă, ce costă aici. Ok. Așa. Despre ce vreau să vă spun. Sper că în această serie o să ne distrăm cât de mult posibil. Pentru că eu vreau să joc ca să mă distrez, Metin, sincer. Și probabil o să am și cu cine. Așa că dacă vreți să jucăm împreună, uite, eu sunt părăgatul albastru. Bun. Numele vedeți, mă adăugați și dacă e vorbim și jucăm. Nu știu de ce vorbesc așa de întrerup și nasol, nu știu, sincer. N-am filmat Metin de ceva timp. Și nasol să filmez singur. De obicei filmez și ce filmez mai mult filmez cu cineva, adică nu filmez singur ce joc.
N-am mai filmat de mult așa singur, da, e ok. Ok, pentru această serie mă aștept totuși la un număr destul de mare de like-uri, deci acum eu am 1400 de abonați și vă mulțumesc foarte mult pentru acest număr. Înainte, pe la 500 și ceva, înainte să mă... Da, uite hack-ul. Și eu care credeam că nu este hack. Ciudat. Ok, uite, 15 bun, vine la magazin. Stai, despre ce vorbeam, așa. Eu la acest neabonat, înainte să mă ajute Răzvan, care mulțumesc încă o dată, cu acel giveaway. La un video cu Metin aveam destul de multe vizionări și like-uri. Într-o zi strângeam cam, nu știu, 300 de vizionări și 30 de like-uri aproape, sau în câteva zile. Sper că și acum voi putea chiar mai mult să strâng. Sincer, nu mă simt prea bine, că îmi doare capul și nu prea pot să vorbesc eu cum trebuie. Așa că dacă o să fie cam plictisitor, să zicem, let's play-ul ăsta, da, n-am ce face. Ok, hai să mergem totuși. M-am pus la albaștri. Să vedem ce e pe aici. Am văzut că joacă mai multă lume, mai mulți youtuberi mai mari. Hai să mă pun albaștri pentru că, să zicem că aici mă simt mai bine. Ok, văd că e ceva lume. Poate ar fi ok să scot numele de pe aici. Da, na, nu cred că n-are nimic. Ok, aici văd iteme. Iteme pietre plus 5. A, cred că maxim pietrele sunt plus 6. Ok, o să-mi ia ceva sincer să învăț eu pe aici prețurile. Da, o grămadă de shop-uri, deci... nu știu sincer aici cărțile astea cum e treaba. Și skill-urile astea, nu știu cum se numesc exact în engleză și trebuie să învăț un pic. Pe aici cu astea. Multe shop-uri, mulți playeri. Server popular, deci. Mamă. Cum se dădea? Stai așa. Așa, perfect. Bun. O grămadă de chestii aici văd că schimbă tot felul de chestii. Interesant. What? Ce e aici? Ah, uite GM-ul. GM Pepita. Ah, interesant. Ok, schimbăuri, o grămadă de chestii, o grămadă de shop-uri. Deci, cine vrea să intre pe server, îl așteptă, regat albastru. Intrăm, vorbim, chestii, jucăm. Ok, hai să vedem pe aici unde de orc, cât costă. A, ieftin. Sincer, nu știu cu ce se mănâncă piața, adică din ce faci bani și chestii, dar o să vorbesc cu cineva și o să văd cum stă treaba. Bun, hai să mergem să ne luăm skill-urile. O să mă fac sura BM, pentru că n-am mai jucat un sura BM de grămadă de timp și hai să încercăm și noi să jucăm. Scoi că asta 50, că am văzut cu 400 parcă. Ok. Stai, Black Magic, așa. Pac. Ok. Am să pun mai multe puncte pe Spiritul Flăcării și protecție. A, nu că, stai. Asta vine așa. Și așa. Am să pun un punct totuși pe toate, dar am să
axeze spiritul flăcării și protecția. La început vreau să pun doar pe spiritul flăcării asta, dar am zis că am nevoie și de astea. Bun, skillurile eu așa joc cu ele. Ok, hai să punem câte un punct. Pac. Pac. Ok, hai să mergem să mai facem ceva level și cred că... Da, uite, aici, ok. Sunt destul de mulți români pe server, dar sunt și englezi și, da, destul de mulți. Ok, sper ca let's play-urile următoare să fie mult mai bune. Acesta este mai nasol, din păcate, dar n-am ce face, mă simt destul de nașpa. Uite, bă, hacker-ul, bă. Și îmi place textura ierbii, e foarte tare. Hai să băgăm noi ușa, totuși. 20 de ore, ok. Bat bine cu eco, nu? Bat bine, nu? Ok, asta sunt totuși misiuni. Misiuni. Urban Quest level, așa. Uite să... asta cu câini. Da, trebuie să facem misiunile astea, sincer. Bun, hai să vedem pe aici, uite, din ăștia trebuie să batem. Așa. Bun. Sincer, nu știu dacă mai știu să dau skill-urile. N-am mai jucat de mult, Metin. Mamă, o să-mi ia o grămadă de timp să mă învăț. Să mai dau skill-urile și chestii de astea. Cum să zic că multe lume că sunt un noob, poate. Da, na. Ce să faci dacă mai joci de mult, Metin? Ok. Level se face bine. Mai pune și pe vit. O să pun de acum mai mult paint, cred că. Stai. Weird dog, frate. Sau nu? Nu e bine. Complet. Oh. Ok. Tot din ăștia. Nu știu sincer de cât timp filmez, dar imediat cred că o să opresc filmarea. Punem pe vid mai mult. Ok, să punem și eu așa. Perfect. Uite aici, armură plus 3. Ok. Bun. Tipul asta full. Mă întreb, nu știu, itemele, cum se fac, adică cât costă și chestii. Dar voi vedea eu. Nu știu, o muzică pe fundal dacă voi pune. Voi vedea. Bun. Hai să nu vă plictisesc. Cred că deja am plictisit prea mult. Nu știu dacă s-a uitat cineva până acum, în minutul acesta, dar e ok. Cam atât am vrut să vă arăt. În mare, am vrut să vă arăt că nu m-am lăsat de metin. Cam asta a fost seria mea principală pe canal, după Minecraft. Și sper să fie... Opa! Să fie în continuare vizionat aceste serii. Bun. Uite gold. Gold. Young. Da, s-a obișnuit cu lor. Da, și uite românii. Ok. Bun, hai să închidem nou episodul și vom reveni mai încolo cu celelalte episoade. Ok. Eu am fost Vlad, mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să vorbim, mă bazi și la prieteni. Ok. Cam atât cu acest episod. Pa!